Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Laudăm numele Lui cel Mare și Sfânt în dimineața aceasta și ne bucurăm că suntem în prezența Lui. Dragilor, s-a cântat, s-a vorbit din cuvântul Domnului, cred că am putea să spunem amin, să încheiem amin. și să mergem fiecare acasă, căci cred că fiecăruia în dimineața aceasta Dumnezeu i-a vorbit. Încă de la psalmul care s-a citit în dimineața aceasta, înainte să începem slujba, înainte să începem închinarea noastră, Dumnezeu este bun. Binecuvântat să fie numele. O de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru ce? Pentru bunătatea lui. Dar știți că vine Apostolul Pavel și zice: Tu, omul lui Dumnezeu, nu te uita doar la bunătatea lui Dumnezeu. De ce? Uită-te și. La asprimea lui Dumnezeu De ce? Ca să-ți dai seama că avem un Dumnezeu bun Dar să-ți dai seama în același timp că este și un Dumnezeu dur Este un foc mistuitor Este un Dumnezeu gelos Este un Dumnezeu căruia nu-i place amestecul Dacă e sfânt, păi trăiește sfânt Amin. Dacă ești un copil autentic, dacă ești un copil la Dumnezeu, trăiește în felul acesta Amin. În dimineața aceasta despre aceasta vreau să vă vorbesc și anume creștinul care este. Radu, mulțumesc fraților dinaintea mea, Alex, uh, practic, lucruri practice, uh, sfaturi practice, ce am mai putea să mai spunem în dimineața aceasta? Haideți, dragilor, să fim în sară și să fim lumină, amin și mergem acasă. Dragii mei, este un lucru frumos, este un lucru autentic ca un creștin să-și arate frumusețea prin gust. Sarea are două proprietăți chimice. Le știți? Hai că l-am scris aici, ca să nu le Eu aveam în minte doar două, deci natriu și vreau să spun... Uh, 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 în scap acum cuvântul celălalt. Dar e natriu și sodiu. Dacă două, astea două le separăm, sunt toxice. Deci dacă le consum separat, ele sunt toxice. Îți fac rău trupului. Împreună sunt grozave. Sunt bune. Ce vreau să vă spun cu locul acesta, dragii mei, este că un creștin, un creștin, nu poate să fie separat de alt creștin. Nu poate să fie înceartă cu alt creștin. Nu poate să țină mânie pe alt creștin. Dragilor, de deci aceea sarea are două componente și ele trebuie să rămână împreună. Și noi în felul acesta trebuie să fim împreună. În felul acesta vom da gust lumea acesteia. Un alt aspect, dragilor, este că creștinul autentic, creștinul care este, nu poate să fie separat de Duhul Sfânt. Nu poate să fie separat de Duhul Sfânt. Nu poți să-L separ. Nu ai cum. De aceea, în dimineața aceasta, vorbim despre creștinul practic, despre creștinul care este. Dar înainte să, să dezbatem aceste subiecte, adică aceste două aspecte, sare și lumină, am intrat puțin în sare înainte de a dezvolta alte, alte, alte subiecte, că m-am luat gura pe dinainte. Dragilor, aș vrea să vedem că în momentul în care un om care nu are de-a face cu Dumnezeu și vine și gustă sau se atinge în împărăția lui Dumnezeu, de el devine ceva. Și ascultați-vă, în versetul 17 din Matei 4, Domnul Isus spune așa, de atunci încolo, Isus a început să propovădească și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția celor este am Aproape, de atunci încolo, de atunci încolo, spune versetul, că el a început să păpurească acest lucru. Și oamenii când au auzit despre împărăția lui Dumnezeu, când au auzit despre pocăință, au venit la el cu grămada. Și acum ascultați-mă, cei care gustați sau cei care am gustat din Dumnezeu devenim ceva. Și lucrurile care noi devenim sunt următoarele. Capitolul 5, primele versete ferice de ce? Pentru că este o continuitate între versetul 2, între versetul 3 din capitolul 5. Cornelescu ne pune aici, parcă cum disechează cuvântarea Domnului, dar este o continuitate. Și în primul rând, noi devenim ceva, ferice de cei săraci în duh, că cei Că cea lor este împărăția celor ferice de cei săraci în duc. Este o primă caracteristică a creștinului care este. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Tu să fii mereu acolo unde se cheamă numele Domnului, să fii insetat după lucrul acesta. atât timp cât timpul îți permite, dragul meu, caută-L pe Dumnezeu cât se poate. Un alt lucru, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Adică sensibil la problemele celorlalți. Iulian are problemă, partea lui, treaba lui, ce treabă mă cu el? Nu Iulian, ești prietenul lui, ce treabă tu? Nici o treabă. Dragilor, noi trebuie să fim sensibili, să simțim unii pentru alții. Dacă el are o problemă, imediat să simt aproape de el, să fiu aproape de el. În momentul în care el iasă din probleme, poate că vine peste mine probleme și cuvântul ne spune că vom fi mângâiați, ferici de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Un alt lucru, trecem foarte repede, vreți de cei flămânzi și însătați după neprihănire, că cei vor fi săturați. În momentul în care tu cauți fața lui Dumnezeu, dragul meu, în locul unde este chemat numele tău, este imposibil să pleci flămând. Ci tot timpul Dumnezeu îți va vorbi printr-o cântare, printr-un vers printr o printr-o poezie, prin ceva, printr-un cuvânt, printr-o cuvântare. Dumnezeu îți va vorbi și vei pleca din locul acela săturat. Binecuvântat să fie numele. Un alt lucru ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Cuvântul Domnului vine și ne învață: când vrei să faci o milostenie, să nu știe stânga ce face, ce face dreapta. Apoi, un alt lucru fericit de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dragul meu, când ajung să guși din împărăția lui Dumnezeu, Păi nu mai trăiești în felul lumii. O să citim câteva versete din, din Efeseni, dar asta când ajungem la partea cu lumina. În momentul când tu guști și guști cu adevărat și simți în inima ta căci bun este Dumnezeu, vei trăi în alt mod. Vei trăi separat, total, desprins, dar nu de frați, ci de lume, de păcat, de ceea ce propagă lumea. Alex ne vorbea uh, uh, în minutele anterioare despre ceea ce o înșiruire de știri, de chestii care vin pe, pe, pe pagina de telefon. Ferice de cei împăciuitori. Și acum, dragii mei, după ce aceste fericiri, după ce Domnul numește pe oamenii care gustă din împărăția cerului aceste, le dă aceste nume, acum transformă lucrurile acestea și spune voi. Și se adresează ucenicilor. Sunteți sarea pământului. După ce ai gustat din Dumnezeu, după ce ai văzut cât este de bun, tu trebuie și eu trebuie, și aici este imperativ, nu că așa ar trebui să fie. Nu, aici trebuie să fim așa, să dăm gust lumii acesteia. Dar, dragii mei, cum să dai gust lumii acesteia? Prin ce dai gust? Păi știți, eu zic că, să trăim în sfințenie, în curăție, dar eu nu trăiesc. Oare ce, e acolo? Ce se întâmplă cu, cu mărturia mea, cu vorbele mele? Deci eu vă spun, vă o să faceți, dar eu nu fac. Nu cumva mărturia mea este călcată în picioare, nu cumva îmi pierde o mărturia și atunci vine cuvântul și ne spune că va fi călcată în picioare și nu va fi bună de, de nimic. Dragii mei, a fi sare, a fi sare, reprezintă patru proprietăți, patru elemente. Unu, sarea dă gust, este sfântă. Biserica lui Dumnezeu este sfântă. Cuvântul Domnului ne învață încă din vechime, din exod, fiți ființi, căci eu sunt sfânt. Apostolul Petru preia aceste vorbe ale lui Dumnezeu în cartea sa, în epistola 1, și găsim scris acolo, fiți ființi, căci eu. Apoi, Apostolul Pavel, în Efeseni, la capitolul 5, cu versetul 25 la 27, aș vrea să, să dăm citire, Efeseni, capitolul 5, Bărbaților, spune cuvântul aici, iubiți în nevestele cum mai iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Acesta este gustul bisericii pe care noi trebuie să-l reprezentăm cu cinste. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin, amin. Uh, un alt lucru este că noi oprim păcatul. Sarea oprește alterarea, stricăciunea. Sarea conservă. Da? Dacă ne aducem aminte de... de uh, Bunicii noștri, de părinții noștri care puneau murăturile cu ce? Doar cu sare. Nu erau acum cu atâia uh, uh, conservanți. Doar sare. Și eu, în viața mea personală, trebuie să opresc păcatul. Să intre în viața mea. Să mai intre în viața mea. Să mai, am, să mai fac... Uh, uh, să-mi iau parte la întunericul de afară. Noi am oprit păcatul în viața noastră. Noi trăim pentru Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin, amin. Un alt lucru. Sarea creează sete. Sau nu? Sarea creează sete. Dragul meu, când noi vorbim despre Dumnezeu cu o altă persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, în momentul acela, persoana aceea trebuie să facă o diferență și să-și dorească să trăiască sau să vorbească ca și mine, ca și tine. Domne ajută-ne la lucrul acesta. Amin, amin. Să simtă, bă, la voi e altceva, tu trăiești altceva, tu vorbești altceva, tu te îmbraci altcumva. Și lucrul acesta trebuie să se vadă, trebuie să dea dependență, trebuie să creeze sete. Un alt lucru care îl are Sarea sare are proprietatea de a vindeca. Acum când pui sare pe rană, depinde de da, depinde și de ce rană ai, dar sare are proprietatea de a vindeca. Aș vrea să, să dăm citire câteva versete și o să vedeți că aici, în adunarea lui Dumnezeu, noi toți ar trebui să fim sare. Și în adunarea lui Dumnezeu, noi am făcut adineauri o rugăciune pentru cei care trec prin probleme. Și ascultați-mă, lucrul acesta se întâmplă chiar în, în, în adunările noastre. Haideți să citim uh, câteva versete din, uh, din Luca. Uh, Luca, capitolul 4, versetul 33. de aici. În sinagogă. Se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse, din Nazaret? Ai venit să ne prepădești, te știu cine ești, sfântul lui. Pasajul continuă să spune că Domnul Isus a scos dracul afară. În momentul acela. Dar unde se afla? Versetul 4. În sinagogă. Înăuntru, în biserică, era un om cu un duh necurat. Dar Domnul Isus, care este sarea pământului, el poate, prin puterea lui, să facă un lucru deosebit, să-i dea eliberare omului aceluia. Amin, amin. Și oamenii care vin a, din afară, înăuntru, în casa lui Dumnezeu, oriunde pe pământul acesta, ar trebui să plece eliberați, amin, amin. ar trebui să plece vindecați din locul acela. Un alt lucru, un alt uh, pasaj este tot din cap capitolul 6, versetul 6. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe nerod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele lui. Dragii mei, oamenii care vin în locul acesta pleacă acasă vindecați. Amin, amin. Oamenii care vin în locul acesta. Trebuie să pleci acasă să vindecați. Amin, amin. Aș vrea să mai citim un verset. Și versetul acesta este din 2 din Împărați, capitolul 2, versetul 20 la 21. Două versete. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 20 și 21. El a zis: Aduceți-mi un bli nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: Așa vorbește Domnul. Am vindecat apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici lipsă de roade. În, în traducerea Cornelescu este, este alt cuvânt acolo, dar e bun și ăsta. Așa, stricăciune. Deci, am vindecat apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici lipsă de stricăciune sau de roade. Dragii mei, dragul meu, creștinul care este creștinul autentic este un creștin care, în momentul când deschide gura, vorbește cuvintele lui Dumnezeu și aduce alinare, aduce vindecare, aduce înviorare, aduce mângâiere. Dragilor, noi toți am fost scoși din moarte și din, cum ai spus, Radu? Știrp, stricăciune. Sau sterp, dintr-un pământ sterp. Noi am fost aduși din moarte, am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Binecuvântat să fie numele și, dragilor, noi toți suntem vindecați și sarea în Scriptură sau în pasajul nostru de față reprezintă pe Duhul Sfânt. Reprezintă pe Duhul Sfânt. În vechime, în vechime, peste toate darurile de mâncare, știți ce se presera. Păi, dar de ce și sare? Și erau trei elemente acolo, trei elemente. Când îți aduceai darul de mâncare, erau trei elemente. Floarea, rog, încet, încet. Floarea făinii, da? Floarea făinii, ce înseamnă floarea făinii? Zdrobire. 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 Apoi, un de lemn, du sfânt. Și apoi, smirnă, smirnă, rugăciune. Și peste toate astea, se presera sare. Asta este viața autentică a unui creștin. Doamne, ajută pe -a. Și peste toate astea, Duh Sfânt. Aleluia. Duh Sfânt. Trecem la doilea element. Lumina. Și aș vrea să citim încă de la început. Încă din Genoesea la capitolul 1. Versetul 2. Pământul era pustiu și gol. Și peste fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină binecuvântată să fie numele. Și, dragii mei, de la acest verset mergem mai departe și ajungem în Evanghelia după Ioan la capitolul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, câteva versete în jos. El, versetul 7, a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină. Aici este vorba despre Ioan Botezătorul. El e cu ei mare pentru că este începutul versetului. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, s-a făcut lumină peste întreaga fața pământului și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și spune cuvântul că lucrul acesta a fost bun. Și acum vine lumina, însă și lumina vine în lume, exact cum uh, spune uh, Isaia în capitolul 9, versetul 1, este acolo și începe cuvântul totuși. Totuși întunericul nu va domni. Binecuvântat să fie numele, pentru că lumina a venit în lume. Dar știți ce, dragii mei? Dacă citim în continuare tot în evanghelia după noi rămânem uh, uh, capitolul 3. Dumnezeu în adevăr. De la versetul 17, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 7, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiului Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, este dramatic să vezi, să constați că Lumina este bună, și totuși, când adevărata Lumină vine în lume, spune cuvântul, oamenii au iubit mai mult întunericul. Este dramatic. Așa ne spune aici. Oamenii, și as, e, e grozăvie curată, oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Ascultați ce spune cuvântul în continuare. Căci oricine face răul, dragilor, nu va aștepta să fiți iubiți. Nu vă aștepta să fiți prețuiți. Nu vă așteptați. Nu vă așteptați ca oamenii să vă aclame. Nu vă așteptați. Nu vă așteptați ca oamenii să vă bate din palme. Nu vă așteptați. Uitați-vă la verset ce spune căci oricine face răul, urăște lumina. Urăște lumina și nu vine, nici nu dorește, nici nu vrea să vină la lumină, pentru că îi place ceea ce face în întuneric. Nu-și dorește să vină la lumină. Nu-și dorește lumina, nu caută lumina. Oamenilor le place mai mult întunericul. Și acum, dragilor, vă rog să vă gândiți la întunericul din viața unui om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dar poate că nu e greu de gândit. Haideți să ne gândim la, la viața noastră când am fost scoși din întuneric, din besnă. Haideți să ne gândim, știți, a fost o întâmplare în, în vechime când Dumnezeu peste poporul Egipt a dus 10 plăci. Într-una din ele a fost întuneric de 3 zile. Știți cum spune cuvântul că a fost acolo întunericul? Nici măcar bâșbuim. Pipăi, nu puteai să, să, să vezi. Știți ce, știți ce este grozav și ce este frumos? Deci, peste toată țara Egiptului era un întuneric de nu putem să ne descriem. În Ținutul Gosen, lumină. În Ținutul Gosen, lumină. Dragul meu, tu și eu. În Egiptul acestei luni trebuie să fim lumină. Indiferent cât ar fi întunericul de gros. Așa cum, cum spune, puteți să citiți lucrul acesta, în, dacă sunteți curioși de, de, de lucrul acesta, în, în Exod și veți rămâne uimiți de descrierea acestor evenimente care s-au petrecut acolo. Dar indiferent cât este bezna aceea, indiferent cât flacăra de la lumânare este de mică, atâta timp cât arde, este lumină acolo. Este lumină acolo. Dragul meu, ca să ai lumină, trebuie să ai o sursă. Becurile astea nu funcționează dacă nu are o sursă de curent. Dacă cineva merge la întrerupător și la pasă, S-au stins. S-a întrerupt sursa de energie. Credeți că știți ceea ce urmează în continuare? Dragilor, sursa de energie a mea și a ta este Duhul Sfânt. Amin, amin. Este Dumnezeu atâta timp cât se turna un lei în candelă, candela ardea, candela era aprinsă, atâta timp cât nu mai este ulei, atâta timp cât nu mai este rugăciune, atâta timp cât tu nu mai pleci genunchi, atâta timp cât nu mai este citirea Scripturii, atâta timp cât nu mai este post, nu mai este lumină. Se duce lumina. Și, dragilor, aș vrea să vă spun ceva, am vorbit cu o persoană săptămâna aceasta despre o altă persoană. Nu vreau să dau nume, pentru că persoana cu care am vorbit săptămâna trecută mi-a spus, te rog să nu spui, dar mi se pare elogvent, mi se pare uh, că este la, la, de, de actualitate, dacă vreți. Deci persoana cealaltă, a doua, care este membru la noi în biserică, a avut o lucrare în altă biserică. Și lucrarea pe care a primit-o a fost că în biserica de unde faci tu parte, grijă mare, dragilor, au spus că lumina începe să se stingă. Dragilor, vreau să trag un semnal de alarmă și aș vrea din toată inima noastră, din toată inima mea, din, din tot ceea ce suntem noi, să nu renunțăm niciodată să nu renunțăm niciodată la relația noastră cu Domnul nostru Isus Hristos și să o alimentăm de fiecare dată, că și numai în felul acesta, dragilor, putem să rămânem aprinși și putem să luminăm în lumea aceasta în care întunericul este tot mai gros. Cele două elemente, dragilor, sarea și lumina, două sunt alimentate de Duhul Sfânt. Vă rog în numele Domnului să spuneți accentul pe lucrul acesta. Amin, amin. Și nu lăsați ca vorbele goale, nu știu, nu lăsați ca lucrurile din lumea aceasta să ia în în viața mea, în viața noastră. Dăm voie să trecem la niște lucruri practice, la niște întrebări. Uh, pentru cine arzi? Sau pentru ce arzi tu cel mai tare? Fratele păstor, pentru bani, spune, alții pentru case, alții pentru bursă, spune Alex, alții, nu știu, Dragilor, în întunericul gros noi trebuie să fim lumina adevărată care să-i conducem pe oameni din întuneric la lumina care este Hristos. Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina? lumina. Eu sunt lumina lumii. Dragilor, noi toți, lumea aceasta are nevoie de Hristos și noi trebuie să-i conducem pe oameni spre Hristos. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dragii mei, un alt Element simbolistic din, din, din Vechiul Testament ne arată despre arderea de tot. Și aici aș vrea ca să înțelegem că arderea de tot se rezumă la versetul din Romani, capitolul 12, versetul 1. Vândem dar, eu știu că vândem dar fraților, deci vândem dar fraților pentru îndurarea Lui Dumnezeu și cu asta aș vrea să închei. Vândem dar fraților pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, vie, vie. peste care este presărată sare care dă gust lumea acesteia, amin, amin. care oprește păcatul, care aduce vindecare. Lumina care luminează în lumea este Domnul Iisus Hristos. Amin. La El noi trebuie să aducem pe cei care rătăcesc, pe cei care umblă în întuneric. Doamne, ajută-ne să ne aducem trupurile ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Amin. Amin, amin.